Bună dimineața, bună ziua, bună seara, rămân de pretutindeni. Astăzi avem, de obicei, invitatul permanent, colegul meu, domnul doctor Radu Dob, și invitatul special, domnul profesor Constantin Brătianu, care este un mare în multe direcții, în economie, în management și în alte, multe alte direcții unde este specialist. M-a atras foarte mult la domnul Brătianu principiul lui Brătianu, care spune ceva esențial. Puteți să-l repetați dumneavoastră, domnul Brătianu, să-l auzim din gura dumneavoastră? În primul rând, bună dimineața, bună ziua, bună seara pentru toți, să spunem, românii pe unde se află în funcție de fusul orar și mulțumesc foarte mult pentru această invitație care este o surpriză totală pentru mine. Da, este vorba de un principiu pe care l-am dezvoltat în gândirea managerială și care spune foarte simplu că în management valoarea atrage valoare și respinge mediocritatea, iar mediocritatea atrage mediocritate și respinge valoarea. După cum se poate observa, este un principiu al simetriei, spre deosebire de principiile din fizică, pe care le cunoaștem cu toții și care sunt bazate pe antisimetrie, respectiv, la un magnet, polul nord va atrage polul sud, iar în electricitate, o bobiță care este încărcată pozitiv va atrage o bobiță care este electrizată negativ, iar în management vorbim despre simetrie, valoarea atrage valoare și respinge mediocritatea, mediocritatea atrage mediocritate și respinge valoarea. Din punct de vedere practic, dacă se dorește distrugerea unei companii, dacă se dorește în sens conștient mai mult sau mai puțin, la vârful managerial, în top managementul companiei respective, se plasează o persoană cu o gândire mediocră, ea nu poate accepta în jurul ei persoane mai inteligente și va încerca să le îndepărteze și își va atrage ca subalterni persoane sub nivelul intelectual pe care persoana respectivă îl are. Astfel încât piramida de sus în jos se completează cu figuri mediocre care vor conduce la decizii mediocre și care în final vor conduce la falimentul companiei respective. Sunt foarte multe astfel de exemple în orice țară din lume, dar se pare că la noi, în ultimii 30 de ani, au excelat astfel de exemple. Poate și de aceea eu doresc să împărtășesc cu studenții mei acest principiu și să-l fac cât se poate de clar, de explicit, ca să fie foarte atenți atunci când se angajează și când vor avea responsabilități pentru a putea promova valoare și nu mediocrități. Mulțumesc! Așteptam acest discurs de multă vreme. Este exact ce trebuie în momentul de față pentru a trezi oamenii la realitate. Pentru că până acum românii noștri, dragi de ei, au mers pe principiul că merge și așa. E bine, vedem că nu merge și așa. Acum lucrurile sunt totalmente într-o situație mai mult decât incertă, e în cădere liberă. Și știm de ce. Acum e un principiu extraordinar de frumos așezat, reprezentat. Puține lucruri sunt de atâta calitate în literatura română, dar și în literatura științifică. M-a încântat foarte tare principiul dumneavoastră. Acum, mulțumesc. Aș vrea să ne înțelegem ceva important. Mergând pe sistemul mediocritatea atrage mediocritatea și respinge valoarea,
pe care îl vedem și îl simțim pe pielea noastră, să vedem cum se comportă oamenii mediocri, care nu au capacitatea de gândire suficient de înaltă, în privința relațiilor cu mediul natural. Vedem diferența dintre principiile mediului natural și principiile mediului uman, pentru că comportamentul uman mediocru, neavând ce expune, pentru că nu are valoare, încearcă să compenseze poziția. Exact. Asta înseamnă bani și putere. Putere și bani, putere și bani. În clipa de față, observăm că tânăra generație dorește putere și bani. Ei nu mai învață, rămân mediocri, îngroașă zona mediocrității și să vedem consecințele asupra mediului natural, care începe să fie distrus din ce în ce mai rău, din ce în ce mai tare. Există două sisteme de management, managementul natural, tot management e și ăsta, și un management mai fin, și managementul uman, care merge pe principiile pe care le-ați descris acum. Ce părere aveți, domnul doctor? Da, este de luat în considerare că ierarhia în spațiu biologic este diferită de ierarhia din spațiu social și la ce facem referință astăzi în timpurile pe care le trăim și care sunt departe de a fi normale, reprezintă un exemplu strălucit de reușită a introducerii non-valorii în societate. O mână ca un pumn foarte puternic a șters valorile românești cândva în anii 40 și a ridicat la nivel de comandă non-valoarea. Mediocritatea, cum cu blândețe spuneți, dar este prea puțin. Și această non-valoare, conform principiului enunțat de domnul profesor Brătianu, a creat non-valoare cu mare energie și cu mare ușurință. Prostia se mulțește ușor, din păcate. Dar trebuie să înțelegem că formularea principiilor de conduită, principiilor de management, de stabilirea ierarhiilor, de definirea liderilor reali sau formali, mi s-au pus niște lideri formali în față, care au avut pârghia de comandă și ne-au dus într-o direcție care ne demonstrează că 2021 e departe de ceea ce ne dorim cu toții. Dar cred că în abordarea duală a realității, această relaționare cu realitatea societății umane, a individului, trebuie să ia în considerare și șansa de a transforma non-valoarea, să o aducă mai aproape de zona de echilibru, de sprijin, de balanță. Transformarea negativului în pozitiv, cât de mic, și aici aș adăuga ca bază de discuție că în orice negativ există și o parte de pozitiv. În orice om este și o fărâmă care a rămas din datul inițial, din iubirea inițială, din dragostea inițială, din inteligențele inițiale. Și pașii care îi face Kaizen, principiul japonez de a îmbunătăți în fiecare zi câte ceva, dacă te uiți atent la realitate, îți dă șansa să mergi continui pe baza principiului lansat de Deming, că trebuie să intre în procesul de fabricație, de producție, mărfuri de calitate ca să iasă un produs de calitate. Cred că trebuie să ne identificăm un nou mecanism de valori, noi criterii de valoare și să judecăm performanța și promovăm competențele în funcție de performanță. Este o condiție esențială pentru că, din fericire, trăim o oportunitate unică în viața multor generații. Această izbire de zidul COVID-ului ne dă șansa să plecăm cu toții pe o nouă mare. Am intrat în nouă lume, o lume a cifrelor mari, a big data, care ne-a dereglat pe toți și care ne dă șansa, dacă ne adunăm mințile împreună și creierul multiplu al românilor poate să facă foarte mult, dacă înțeleg momentul, este un moment extraordinar de demarare a unui efort național cu șanse de succes extraordinare, incredibile.
Mulțumesc. Acum avem probleme mai multe, nu mai puține, ci sunt mai multe. La animale și la om, la natură și la om, selectarea genelor puternice de la ființele din natură, selectarea genelor slabe la om. Păi, începe să se vadă și să se înțeleagă un picuț de ce oamenii cu inteligență foarte înaltă pusă în funcție de conducere nu au generat probleme în țara lor. Nu au generat probleme. S-au acoperit în primul rând de oameni la fel de competenți ca și ei, care știu ce fac. Nu de proști care nu știu ce fac. Și vedem acum, vedem ce se întâmplă în lume. Într-adevăr, big data. Lucrurile în America sunt bine cunoscute cum evoluează în clipa de față. Haosul care distruge națiunea. Da. Și ne uităm un pic la lideri. Cum apare o slăbiciune în sistem, cum începe să facă praful de întregul sistem. Ce ziceți, domnul Brătianu, de principiul omul potrivit la locul potrivit, pe care nu l-a enunțat domnul Dob, dar pe acolo bătea. Fiecare om are un talent, are o posibilitate, are ceva de făcut în viață, dar vrea mai mult sau vrea altceva. Când este omul potrivit la locul potrivit? Vă rog. Da, este o întrebare foarte frumoasă și eu aș adăuga la ce a spus dumneavoastră și faptul că omul sfințește locul. Și amândouă fac parte din înțelepciunea poporului român, numai că la discuțiile pe care le-am avut până acum și la diferența dintre natural și social, trebuie să venim și cu dimensiunea culturală. Este bine spus că pe undeva după cel de-al doilea război mondial a apărut o transformare majoră sau radicală în societatea românească, o transformare care s-a materializat și s-a susținut după aceea și printr-o nouă cultură. Se ajunsese la un moment dat chiar să se definească omul nou, omul de tip nou. Ei bine, să nu uităm, generațiile mai tinere nu au cum să știe, noi trebuie să le spunem acest lucru, pentru că se produce și o inerție în gândirea noastră datorită inerției culturale, faptul că în socialism nu se vorbea despre competiție, se făcea asociația între competiție, conceptul de competiție și capitalism, care era, să spunem, dușmanul socialismului, și în socialism se vorbea despre cooperare, colaborare. Iar acest principiu al competiției care există sub o formă pe care dumneavoastră ați enunțat-o în lumea naturală, competiția cel mai bun din punct de vedere cultural, cel mai puternic din punct de vedere natural este cel care învinge, acest principiu nu a fost acceptat chiar în această perioadă de tranziție. Așa se explică de ce există o întârziere majoră în a putea pune omul potrivit la locul potrivit, pentru că din punct de vedere cultural, noi nu am ajuns încă să conștientizăm importanța competiției. Importanța faptului că trebuie creat un context din care cel care este mai potrivit, cel care este mai bun pentru anumite responsabilități, să fie cel care să fie ales. La noi s-a creat dimpotrivă imaginea omului simpatic. Este simpatic. Și îmi aduc aminte multe povești când discutam despre competiție și despre promovări pe vremea când aveam o funcție importantă în rolul educației și mi se spunea, dar ce ai cu el? Că e un om simpatic.
Și zic, tocmai că pe mine nu mă interesează dacă este simpatic sau nu este simpatic, mă interesează dacă se pricepe sau nu se pricepe la ceea ce trebuie să facă. Exact ce spuneți dumneavoastră, omul potrivit la locul potrivit. Deci va trebui sau e necesar, în primul rând, să creăm din punct de vedere cultural această înțelegere, această deschidere de a înțelege până la urmă faptul că competiția, sigur, nu e o transpunere directă din mediul natural în mediul cultural, dar este o translatare, este o, într-un fel sau altul, o aducere a unor principii care există în natură și în, să spunem, contextul social, pe care trebuie să le înțelegem și să începem să le aplicăm. Numai dacă vom promova competiția, avem șansa să promovăm pe cei care sunt mai buni, mai capabili să îndeplinească cerințele unui anumit loc, să spunem, de muncă, unor anumite responsabilități. Orice alt criteriu, și mai ales criteriile care se promovează acum, așa numitele criterii politice, sau criteriile că e băiat simpatic, sau criteriile de rubedenie, sau alte criterii, vor duce în final la fenomenul, la continuarea fenomenului, pentru că fenomenul există, acesta de corupție, de ineficiență și, într-un fel sau altul, nu este vorba de un progres, ci de o întârziere a progresului de care noi avem nevoie. Omul potrivit, la locul potrivit, face parte din înțelepciunea poporului român. Omul sfințește locul, face parte din înțelepciunea poporului român și este important să le readucem în discursul nostru față de tânăra generație și față, bineînțeles, de cei care sunt decidenți în diverse funcții. Avem multe exemple de a pune omul nepotrivit într-un timp nepotrivit la locul nepotrivit. Și trebuie să scăpăm de această meteahnă care deocamdată îmbracă această haină a politicului, partidul politic, indiferent de ce partid promovează această idee. Este, din punctul meu de vedere, o neșansă pentru noi că politicul în continuare domină viața, la ceea ce am putea să numim viața profesională. E interesant, foarte interesant. Mi-aduc aminte de un documentar făcut de David Attenborough, în care o grămadă de masculi înrudiți într-o specie de păsări colaborau ca femela, care era fertilă, să aleagă nu pe unul dintre ei, ci pe un anume unul dintre ei, care era același de fiecare dată. Toți erau rude, dar acela unul avea atractivitate mai mare la femeie pentru că avea niște gene mai bune. Deci este și partea asta mixtă. Colaborare pentru a-l pune pe cel mai bun dintre ei în vizorul femeilor, ca să poată fi mai departe să-și transfere genele. La noi lucrurile sunt un pic mai complicate. Așa este o lege a naturii, colaborarea. Colaborarea pentru un tip de competiție. Ne uităm la un câmp de flori. Tot de noi este o priveliște minunată. Ne uităm la o creangă înflorită. E altă priveliște minunată. Nu știu dacă ați observat, dar florile nu se suprapun și nu își fură lumina una alteia. Își fac loc. Asta e colaborare. Fiecare are un rol și un rost. Deci, natura lucrează cu multe scheme, nu doar cu una, două. Acolo funcționează atragerea și respingerea. Atracție, rejecție. Atracție și respingere în același timp e ca la magneți. Atracție, respingere, cum spuneați mai înainte, la magneți. Dar interesant ar fi să vedem care sunt legile în general
ale mediului natural pentru management. Pentru că în mediul natural, câmpiile africane, de exemplu, care sunt sustenabile, au mii de specii care colaborează, deșeul unuia este resursa altuia, e cea mai mare biodiversitate și acolo amprenta ecologică este zero, e nulă. Nu creează niciun fel de poluare. E colaborare competitivă sau competiție colaborativă? Ce vrea aveți, domnul Dob? Comparația între biologic și social și societatea umană trebuie să ținem seama de un lucru esențial. Natura, biologia, fauna, flora lucrează împreună și se armonizează, se integrează profund pe diverse paliere de sute de milioane de ani. De miliarde de ani dacă vorbim de materia vie. Pe când omul se joacă jocuri sociale de câteva zeci de mii de ani, sute de mii de ani. Rafinarea mecanismelor de integrare este un necesar istoric, este un rezultat al unei evoluții istorice. Spuneați de masculii care recunosc și promovează un exemplar care continuă lanțul celui mai bun genetic ca exemplar. Vedeți, recunoașterea ierarhiei în biologie, în faună, în floră, ori respectă orientarea frunzei ca să primească mai mult soare, heliotropism este absolut selectiv, sau sunt dublate de semnale secundare, sunt o multitudine de feedback-uri care sunt chimice. Dați-vă seama că hormonii, feromonii care se transmit în perioada împerecherii, de indiferent că este animal, că este plantă, se transmit niște semnale chimice și nu numai chimice, și energetice, performanța fizică, forța, promptitudinea, stabilitatea emoțională, echilibrul emoțional și domnul profesor are contribuții serioase în ceea ce privește transferul de cunoaștere emoțională și de inteligență emoțională. Este foarte important să înțelegem că toate aceste mesaje subtile sunt mecanisme de reglare și de integrare. Ceea ce facem noi, omul a ieșit din cadrul normal, din relația normală cu natura și este supus unui stres existențial care îl face să piardă atribute naturale. Nu dormim destul, mâncăm puțin, ne îndrăgostim de o activitate socială care pare să ne satisfacă prin recompensă materială sau prin pur și simplu satisfacție intelectuală și ne neglijăm ceea ce ne face să fim performanți pe întregul ciclul existenței biologice. Această nesimțire, cu ghilimelele de rigoare, această lipsă de sensibilitate de a cântări ceea ce e necesar, nu ceea ce vrem. Între a vrea și a plăcea este, și ceea ce este necesar, este o diferență enormă. Cred că la ora actuală progresul cunoașterii umane ne dă suficiente elemente de măsură, senzoristică, aproape măsoară orice, aproape orice. Mai puțin natura pe care nu o putem încă înțelege. Ne poate face un profil comportamental și de potențiale și de pierderi aproape acurat. Această diferență a omenirii de astăzi, în 2021 și în următorii 10-20 de ani, se va schimba comportamental dramatic, pentru că vom putea măsura non-performanța umană a celor care nu știu să se îndrepte în direcția cuvenită. Nu se îndreaptă spre nord. Duce curentul ori spre sud-vest, ori spre nord-est, dar nu spre nordul fiecăruia, unde dăm performanța maximală. Cred că progresul cunoașterii umane ne dă instrumente suficiente și pentru mine suficientă speranță că vom putea în curând
să aducem împreună minți care pot să judece corect, să vadă în ce parte mână căruța. E un lucru foarte corect, foarte exact. Domnul Brătianu, noi folosim în management un sistem de indicatori. În general, indicatorii cantitativi, uneori indicatorii calitativi, rareori indicatorii corelativi, iar cei bazați pe relevanță aproape niciodată. Vedeți, vorbeam de liderii politici care sunt irelevanți din punct de vedere al deciziilor, al intelectului, al multor, pentru că n-au fost selectați. Ei n-au venit printr-un proces de selecție serioasă ca să se observe capacitatea de integrare, viteza de reacție, o grămadă de indicatori care să arată că pot să facă ceva, că nu stau degeaba, că nu ajung într-un loc doar ca să fie pe un scaun. Este relevant să aibă liderii examinare înainte de a fi aleși? Să fie examinați pentru inteligență, să se măsoară IQ-ul, coeficientul social, SQ-ul, care le permite să aibă contact cu oamenii și să înțeleagă, coeficientul emoțional, EQ-ul, care să le dea posibilitatea să ajungă la suferința omului de rând, care este la talpa țării și călcat în picioare. Și mai sunt și alți indicatori la fel de importanți, care pot aduce deasupra un lider real. Experimentul cu companiile a arătat că acest lucru se poate. Au fost două companii, una germană, una britanică, care erau în coada listei, aproape de faliment, au angajat un psiholog, ambele, același psiholog, care a zis, angajați oameni cu formele astea de inteligență înalte, iar companiile respective au ajuns foarte rapid, foarte rapid, să intre în fruntea topului mondial. De ce? Pentru că unii înțelegeau oamenii, alții găseau soluțiile inteligente ca să poată rezolva problemele, alții știau să organizeze. Lucrurile au mers fantastic. Cât ne costă pe noi prostia la vârf? Asta e întrebare serioasă, că noi măsurăm în bani. Cât ne costă prostia la vârf? Ne costă imens, fără să intru în detalii, dar cert este că dacă ne uităm pe o serie întreagă de ierarhii, să spunem, la nivelul Europei, pentru țara noastră, vedem că România în ultimii 30 de ani nu părăsește ultimele locuri. Și asta este un paradox, pentru că românul este un om inteligent, este un om creativ, sigur că cei mai inteligenți și mai creativi ne-au părăsit mai de mult. Dar românul are aceste dimensiuni ale inteligenței și creativității. Dar sistemul nu permite unor astfel de oameni inteligenți să ajungă la vârf și permite, exact cum spuneați dumneavoastră, de multe ori prostiei să ajungă la vârf. Acum, trebuie să recunoaștem însă și celălalt aspect, că vorbim despre politică. Politicul este cel care ia decizii majore într-o anumită țară, iar în politică funcționează votul, votul democratic. Votul democratic care are o dimensiune liniară. Un vot este egal cu un alt vot. În momentul în care se supune la vot și nu există o cultură a celui mai bun care să performeze, atunci sigur că voturile se duc, statistic vorbind, spre centrul mulțimii respective, care reprezintă exact media, mediocritatea. Și așa se explică de ce, în politică, prin acest vot democratic, se tinde spre a pune în poziții importante oameni mediocri.
Problema este că atunci când vorbim despre valoare, vorbim despre un câmp care este neliniar. Într-un câmp neliniar nu putem să operăm și să obținem soluții bune cu metode liniare. Și aceasta este una din marile erori, din marile greșeli ale sistemului nostru educațional, ale sistemului nostru politic și, de ce nu, ale sistemului economic, care este influențat puternic de sistemul politic. Exemplele dumneavoastră cu companiile vin din domeniul privat, acolo unde sunt alte interese decât, să spunem, interesele globale ale unei societăți. Și sigur că acolo cei care sunt puși în vârful piramidei pot fi selectați. Acum, dumneavoastră folosiți termenul de lider. Aici trebuie să facem o mică nuanțare. Liderul în sens restrâns semantic, pe nucleul de lider, înseamnă cel care este capabil, prin, să spunem, talentele lui pe care le are, să își atragă oameni pe care să influențeze spre realizarea unui proiect. Când vorbim de o companie și vorbim de cei care conduc compania respectivă, avem în vedere în special managementul. Sigur că, dacă întâmplător, pe pozițiile de management de sus, sunt oameni care au capacități de lider, este situația cea mai bună, situația fericită. În momentul în care însă vorbim strict de manageri, în sensul realizării unor responsabilități administrative, și atunci trimitem spre vârf oameni care nu au capacitatea de a lua deciziile potrivite în concordanță cu, să spunem, indicatorii de care vorbeați dumneavoastră, sigur că nu se poate ajunge la performanță. Ce vreau să spun? În primul rând, noi trebuie să învățăm că în complexitatea socială, și sigur, complexitatea naturală, dar vorbeam de complexitatea socială, lucrurile nu sunt egale și nu sunt liniare. Trebuie să acceptăm așa ceva. Eu vreau să vă spun că greșeli serioase s-au făcut prin legislație la noi, inclusiv cu școlile și cu universitățile, pentru că au fost tratate ca medii omogene, ca medii liniare și de multe ori, inclusiv astăzi, cei care conduc sunt aleși prin vot democratic. Inserția acestei concepții democratice din spectru politic într-un spectru intelectual care este neliniar, din punctul meu de vedere, a fost o eroare și este în continuare o eroare. Sigur că legislația permite și alternativa ca cel care conduce, de exemplu, o universitate să poată fi selectat, așa cum în Statele Unite sau în multe țări care sunt avansate, cei care conduc universitățile sunt selectați pe baza unor criterii foarte riguroase și de oameni care sunt capabili să înțeleagă și să aplice aceste criterii, nu prin vot democratic. Dar la noi nu se aplică acest lucru, se spune facem, ne sfătuim și comunitatea academică decide, revenim iarăși la inerția culturală și sigur că se ajunge la votul democratic. Deci într-o viitoare lege a educației va trebui să facem o schimbare majoră și în loc de vot democratic, încă o dată, o soluție liniară pentru un mediu neliniar, să acceptăm selecția pe bază de indicatori care înseamnă să ne adaptăm mediului neliniar. Foarte pe scurt vreau să adaug doar că în 2004, după 2 ani însă, 2 ani de muncă extraordinară, guvernul japonez, unde sistemul de învățământ era foarte bine structurat, aproape că era rigid în tot ce înseamnă promovări și așa mai departe, a acceptat, datorită faptului că în competiție internațională multe universități din Japonia au pierdut locuri importante în ierarhia valorică,
au acceptat sistemul american de selecție și s-a trecut la o nouă lege a educației în care rectorii sau președinții universităților sunt selectați pe criterii valorice, iar ei la rândul lor decid cine să fie decani de facultăți și așa mai departe. La noi am rămas la votul democratic. Încă o dată, este o inserție liniară într-un mediu neliniar și nu are cum să ducă la soluțiile de performanță de care vorbiți dumneavoastră. Foarte interesant ce spuneți, dar ne vedem rezultatele acum. Pui un individ cu inteligență redusă, putem să dăm exemple câte vrem și recente, chiar din Ministerul Educației, care are semnătura în mână și persoana respectivă desființează un institut de cercetare cum e cel de la Măgurele, cu laserul de la Măgurele, care nu mai primește acum niciun fel de fonduri. Bun, tot rodul cercetării și investiției enorme care a fost pe acest laser se pierde. Dispare în vânt. El nu face, persoana respectivă nu face corelația dintre, nu are gândire corelativă și nu face niciun fel de gândire bazată pe relevanță. Relevanța proiectului de la Măgurele era extraordinar de mare. Și nu numai la nivel național, ci la nivel internațional, planetar. Să vă spun de ce. Pământul poate fi distrus de mai multe cauze. Una dintre cauze ar fi meteoriți mari. Un meteorit mare, cum a mai căzut pe Pământ, poate fi distrus cu ajutorul unor lasere foarte puternice care se concentrează într-un singur punct pe acel meteorit și care îl fac să explodeze. Nu sunt destule lasere de mare putere și avem o perioadă în care meteoriții cad, riscul este de distrugere completă a ecosistemului planetar. Bun. Și atunci ne uităm și ne gândim și noi un picuț. Ce înseamnă o persoană cu inteligență redusă, cu cultură nulă, care face greșeli gramaticale, care nu știe ce spune și care se opune la orice lucru bun, pentru că nu înțelege nimic, pus la vârf și care desfințează șansa de supraviețuire a planetei și care este sprijinită de un partid politic, care, cum ziceam, mediocritatea atrage mediocritatea. Vedeți, oamenii cu capacități înalte sunt utilizabili, nu neapărat în fiecare zi, dar în crize sunt singurii care pot rezolva ceva, pentru că pot face corelații și pot înțelege problemele. Din cauza aceasta, după războaie, în general, s-au făcut guverne care nu aveau treabă cu partidele. Au fost guverne de specialiști. Inclusiv în America, după război, au fost o perioadă lungă de timp guverne de specialiști care au gestionat problemele până când s-au liniștit. Deci nu au mai fost partidele la... Asta este o problemă foarte veche, care se reciclează în permanență. Și dacă ne uităm cu un pic de atenție la istorie și facem corelațiile între evenimentele istorice, care de pildă războaiele, crizele și modul de guvernare anterior, vom constata niște paralele extraordinare. Ca economist, dumneavoastră știți foarte bine cum arată ciclul Kirchin-Kondratiev-Juglar în ciclurile cu repetare. Repetare statistică permanentă. Dar le-am corelat vreodată, să vedem, modelul de guvernare cu crizele pe care le-au produs? Ce vrea aveți, domnul Doc? Aș aduce în discuție câteva idei. Unu, sunt de acord cu competiția, dar să nu fie trucată. Și har Domnului,
am avut probe de competiții trucate, această bucată neagră de uitat din istorie, în care, așa cum zicea Stalin, important nu e cine votează, ci cine numără voturile. Asta este o idee. A doua, vedeți dumneavoastră, democrația este o instituție minunată, dar s-a îmbolnăvit în momentul în care a devenit la scară prea mare democrație reprezentativă. Cu cât dimensiunile sistemului, democrația reprezentativă nu mai este în stare să recunoască nevoile și cererile ultimei bucățele din mici din sistem. Cred că exemplul Elveției, care face referendum, deci o democrație participativă, ar putea să reprezinte un punct de discuție într-o situație în care trebuie să recunoaștem că jocul care am început să-l jucăm fără să fim înscriși oficial în campionat are nevoie de alte reguli, de alți jucători și de alt arbitru. Dacă criteriile de selecție sunt judecate din un arbitru incompetent sau răvoitor, se strică tot ansamblul. Uitați-vă doar ca o parabolă. Selecția jucătorilor în echipele internaționale, în echipele de club, unde interesul umanității, participarea miliardelor de oameni la această formă de distracție, de relaxare, reprezintă criterii care nu mai țin seama de naționalitate, de rasă, de religie, ci de performanță. Deci un proces transparent perceput de un număr foarte mare de oameni care opiniază bazat pe probe. Based evidence decisions. În acest context, cred că trebuie să gândim până unde este suficient de bună democrația participativă dacă nu avem grijă să creștem o generație instruită, cultă, de politicieni, de oameni necesari societății, care să găsească soluțiile cele mai bune în urma unor dezbateri cinstite și oneste, în cunoaștere profundă a realității. Evaluarea realității, deep reading of reality, trebuie să privească și de partea de deasupra a icebergului și partea cele 75% de sub apă. Noi ne uităm doar deasupra. Este prea puțin. Masa de antrenare în curentul marin este dată de ce este în partea submersă a icebergului. Deci trebuie să cunoaștem și ceea ce nu vedem toată ziua. Dimensiunea nevăzută a realității ne duce la ora actuală în direcții care sunt departe de cele care ni le-am dorit pentru copiii noștri și nepoții noștri. Cred că în acest context, pregătirea unei grupe, unei comunități de oameni inteligenți, care au toate abilitățile, toate inteligențele, capacitatea de a deveni compatibil și de a lucra în echipă pentru bunul mers al societății în continuare. Dacă nu recunoaștem că în ierarhia societăților de insecte s-au creat ierarhii, în societate s-au creat ierarhii, e regina, e trântorul, sunt luptătorii, sunt funcții distribuite care se respectă prin supraviețuire, sunt validate de supraviețuire, respectă niște reguli care s-au validat în decursul a milioane de ani. Trebuie să gândim mai profund, previziunile ne permit astăzi să realizeze un contur mai concret, mai realist, pentru că avem capacitatea de a măsura inteligența, mașinile inteligente ne permit să analizăm care din semnalele slabe din realitate au semnificație pentru previziuni și pentru viitor. Cred că avem foarte multe elemente noi care ne obligă să ne reașezăm în jurul unei mese și să discutăm înțelept care sunt cele mai bune soluții, care din scenarii se pot pune pe masă și după aceea democrația participativă să aleagă din cele 4-5 scenarii care sunt propuse de grupul înțelepților. Faptul că venim din când în când cu un proiect de țară și îl trântim pe o masă sau pe toate mesele
și care s-a născut în umbră și în necunoaștere, nu are nicio șansă să fie luat în brațe și susținut de stakeholderii care au fost neglijați. Sunt oponenți creați din start. E chiar mai mult de atât. Vedeți, Platon, în Republica, el fiind autorul democrației, a spus foarte clar, democrația era pentru cetățeni, nu pentru sclavi. Cetățenii aveau responsabilitatea cetății, sclavii nu aveau nicio responsabilitate. Votul cetățeanului avea greutate, votul sclavului nu exista. S-au schimbat regulile jocului în acest moment, voturile sunt egale, dar oamenii nu mai participă la vot. Și acum avem o problemă foarte interesantă care se vede și în Constituția României. În Constituția României scrie de cu votul. Foarte bine. Dar acum avem două fisuri enorme. În primul rând, votanții deștepți sau proști, plătiți sau liberi din gândire, sunt puțini. Nu se mai duc la vot, majoritatea, pentru că nu mai au încredere în cei care conduc. A doua problemă, guvernul care se formează, se formează printr-o coaliție. Oamenii n-au votat niciodată o coaliție. Au votat o persoană, au votat un partid, dar nu o coaliție. În coaliție, lucrurile se negociază, se dau pe sub mână, se fac tot soi de parantărături. Evident, interesul este comercial și vor foarte mulți bani. De aceea se corupe imediat, coaliția se corupe repede și se simte foarte tare în țară. Deci voturile cetățenilor, de fapt, nu sunt valabile. Coaliția n-a fost niciodată votată. Indiferent că a fost bine sau rău, și nu sunt reprezentative. Pentru că populația votantă este mică. Însă deciziile se iau pe toată țara. Ce vrea vezi, domnul Proteanu? Aici trebuie să introduc în discuțiile noastre și două noi aspecte. La inteligențele despre care dumneavoastră deja ați vorbit, eu aș adăuga și SQ, care este inteligența spirituală și care reprezintă un set de valori spre care trebuie să convergă deciziile noastre. Al doilea aspect este viitorul. Atâta vreme cât nu ne interesează viitorul nostru sau viitorul, să spunem, țării, viitorul acestui popor, evident că deciziile vor avea un, să spunem, caracter aplicativ imediat, mie să-mi fie bine, eu să mă îmbogățesc, pentru că mandatul meu este de cel mult 4 ani de zile și cu aceasta se încheie, să spunem, spectrul de viitor. Dacă ignorăm cele două aspecte, valorile și în luarea deciziilor și viitorul, spre ce viitor mă îndrept, atunci sigur că găsim foarte multe explicații pentru ceea ce se întâmplă acum. Vreau să vă spun că eu predau managementul strategic la studenți și de multe ori îi întreb la început de curs dacă au o agendă. Și mulți îmi spun, de ce îmi trebuie mie o agendă? Pentru că azi, mâine e suficient, nu am nevoie de o agendă. Iar cei care mai au, să zicem, ideea de agendă de lucru, îmi spun, da, eu am o agendă. Zic, pentru cât timp? Zice, păi cel mult pentru o săptămână. Și zic, nu te supăra, e bine să încerci să îți dezvolți o agendă de lucru pentru un an de zile, pentru 2 ani de zile. Deci în momentul în care ai percepția viitorului, poți vorbi și despre scenariile la care se făcea referință anterior. Dacă nu ai această înțelegere a viitorului, sigur că nu ai înțelegerea nici a soluțiilor pentru problemele complexe cu care noi ne confruntăm. Deci aș adăuga aceste două aspecte la discuție și atunci discuția devine
foarte, să spunem așa, rotundă, pentru faptul că, uman vorbind, nu putem ignora toate aceste dimensiuni. Dimensiunea rațională care vine spre noi prin economie, prin management, dimensiunea emoțională, pentru că nu putem să ignorăm faptul că prima etapă a cunoașterii noastre este interacțiunea directă cu natura, este cunoașterea senzorială și, bineînțeles, această dimensiune spirituală, valorile care, într-un fel sau altul, marchează deciziile pe care noi le luăm. Și aici trebuie făcut foarte mult, pentru că, deși au trecut 30 de ani de la schimbarea unui sistem politic, în sistemul actual de valori se regăsesc multe dintre valorile din, să spunem, timpul socialist. Eu, care sunt mai în vârstă și care am trăit o bună parte în socialism, pot să confirm acest lucru, că o bună parte din valori, datorită inerției, continuă să fie și astăzi și devin bariere, devin piedici în a înțelege noile valori. Iată, dau doar de exemple, despre competiție deja am vorbit, că este o valoare în sine și sigur că competiția trebuie privită într-o corelație cu cooperarea. Ele nu se exclud. După aceea, proprietatea privată. Timp de 30 de ani, proprietatea privată, din punct de vedere conceptual și în legislație, nu a fost bine clarificată. De ce? Pentru că au existat aceste interese de îmbogățire peste noapte a celor care, bineînțeles, vreau să se îmbogățească fără muncă. Ori, dacă noi ignorăm acest lucru și l-am ignorat, ajungem la ceea ce este extrem de grav, la ignorarea proprietății intelectuale, vorba de proprietatea ideilor pe care noi le avem. Nu întâmplător, și subliniez, nu întâmplător, s-a vorbit atât de mult și au existat reverberații internaționale la fenomenul de plagiat care există în multe universități, în multe școli doctorale și în lumea culturală de la noi. De ce? Pentru că această proprietate intelectuală nu se dorește recunoscută la propriu, chiar dacă, sigur, în legislație putem vorbi de un copyright, nu? Deci trebuie să facem eforturi pentru a realiza care sunt aceste valori și care este viitorul. Vreau să vă dau un singur exemplu. Nimeni, dar absolut nimeni din spectrul politic timp de 30 de ani nu a venit în fața acestui popor de la tribuna Parlamentului să spună: viitorul nostru este și noi ne îndreptăm spre. Am desființat socialismul ca să înființăm capitalismul. Care capitalism? Sunt zeci de forme de capitalism. Spre ce capitalism ne îndreptăm? Nimeni nu ne-a explicat acest lucru. Cum putem să construim atunci o economie și o societate în care să ne regăsim dacă noi nu știm spre ce direcție vom merge? Vreau să vă spun că suntem pur și simplu ignoranți în ceea ce se numește managementul schimbării, schimbarea făcând parte din viața noastră, iar viața ne demonstrează că pe lângă crizele de care dumneavoastră ați pomenit, schimbările fac parte integrantă din viața de fiecare zi, mai ales în mediul de afaceri, și noi nu suntem pregătiți pentru aceste schimbări. De ce nu suntem pregătiți? Revenim din nou la sistemul nostru educațional, în care gândirea deterministă, gândirea liniară, gândirea inerțială domină, iar gândirea probabilistă, cea care ne spune pe undeva că atunci când nu avem toate cunoștințele, și nu le avem, de altfel, există incertitudine, atunci trebuie să vorbim despre probabilități,
și să înțelegem mecanismul lor în luarea deciziilor. Ori, aceste lucruri ne lipsesc din pregătirea noastră. Și dacă ne lipsesc, vedem ceea ce se întâmplă. Deci revin la elemente de bază care trebuie să le introducem în sistemul nostru educațional pentru a putea înțelege mai bine complexitățile cu care societatea se confruntă, competiția extraordinară în care ne aflăm cu toții și faptul că avem nevoie disperată de a pune omul potrivit la locul potrivit. Wow! Doare, se simte și doare. Aș mai adăuga o lacrimă, domn profesor, aș mai adăuga ca o lacrimă. O lacrimă cu speranță. Vedeți, acum trăim rezultatul florid a ceea ce s-a dorit cu 30-40 de ani în urmă. Avem rezultatul acelor modificări catastrofale. Am schimbat, practic, un banner la intrarea în instituția asta, România, și am scris pe ea România Democratică, România Capitalistă, dar înăuntru practicile au rămas aceleași. Da? Așa cum spunea domnul profesor, este cazul ca tot ceea ce respiră în acest spațiu românesc să intre la școală. Nu numai copiii, și tinerii, și adulții, și seniorii, și foarte seniorii, pentru că lumea în care trăim are nevoie de o schimbare. A zis foarte bine domnul profesor, vedeți, orice ciclu evolutiv, ziua este un ciclu evolutiv, mișcarea de revoluție în jurul axei planetei ne dă ziua și noaptea. Acest ciclu evolutiv trebuie să cuprindă o dimensiune temporală operațională, una tactică și una strategică. Noi nu gândim strategic decât așa, păreri, odată la 4 ani când trebuie să băgăm un bilețel într-o cutie, fără prea multe responsabilități și participare, dar dimensiunea gândirii temporale pe termen scurt, mediu și lung este apanajul fiecărui ciclu de fiecare zi, în fiecare sfârșit de săptămână, în fiecare sfârșit de lună, trimestru, semestru sau an sau decadă, trebuie să facem bilanțul și să avem perspectiva pe termen lung. Think globally, think long time și act now. Problema este mai interesantă. Și mai interesant, este extrem de interesant, deci văd că discuția se întețește, analiza se poate aprofunda foarte mult în continuare. Mă agăț de ce a spus cu inteligența spirituală. Noi mai avem idealuri. Pentru că în momentul de față, tot managementul ăsta e de supraviețuire de pe o zi pe alta. Noi nu mai avem scopuri, nu mai avem idealuri, nu mai avem orizonturi. E doar un proces haotic de ciupit de colo un pic, de colo un pic, ca să mai rezistăm încă o zi. Și noi la nivel național, doar ajuns la nivel mondial, ceea ce este foarte grav. Pentru că ne mâncăm viitorul. Fără inteligență spirituală, noi suntem pierduți. Noi nu mai avem spirit, nu ne mai cultivăm spiritul, nici spiritul analitic, nici spiritul critic, nu mai cultivăm nimic. Absolut nimic, ne uităm unde ne uităm, numai în farfurie și la ce ne pică dintr-o șmecherie. Deci asta este o foarte, foarte mare problemă. Noi nu ne cunoaștem dimensiunile umane. Nu ne definim pe noi ca om. Ce suntem? Un bulgăre de pământ? Suntem spirit? Suntem suflet? Suntem conștiință? Suntem inteligență? Suntem doar trup. Când tu nu știi cine ești, nu știi către ce te îndrepți și mergi haotic. Ar fi interesant de văzut acum și punctul de vedere al religiilor în această direcție, că și ele sunt în același haos. E o problemă foarte importantă. Oamenii erau și mai sunt încă credincioși. Fără să cerceteze. Mai poți să fii credincios fără să cercetezi, fără să intri în detalii, fără să aprofundezi? Sau în lumea asta, care e în clipa de față într-un haos total, credința a ajuns să fie o armă?
sau un pericol, sau cum a fost în China comunistă la început pe vremea lui Mao, o travă pentru popor, unde e spiritul? Ce vreți aveți, domnul Brătianu? Dacă vorbim și despre religii, sigur că problema se complică foarte mult, pentru că inclusiv în acest domeniu sunt diferențe. Diferențele apar și din modul în care ele își definesc această parte spirituală, își definesc reglementările prin care se instituționalizează, se adresează populației și în același timp creează niște bariere. În momentul în care s-au creat și aceste bariere, atunci sigur că apar competiții între diferitele religii. Unele sunt mai permisive, altele mai puțin permisive. Iar unele încearcă să se transforme, sau au fost aproape de la început, într-un fel sau altul, să spunem, religii sociale, cele care au pornit, practic, de la suferințele oamenilor și au încercat să găsească elemente prin care să diminueze, să spunem, ceea ce se poate face pentru a reduce aceste suferințe. Aici este, sigur, o chestiune mai complexă și probabil că e nevoie de, să spunem, o altă discuție. Eu personal nu sunt, să spunem, specialist în teoria religiilor și istoria religiilor, dar ele fac parte și au contribuție în ceea ce se numește spiritualitate și sigur că trebuie să ținem cont și de acest lucru. Dar ideea pe care vreau să o subliniez este că se ignoră în continuare în sistemul nostru educațional și în sistemul politic pe undeva această definire a valorilor, hai să spunem, a noilor valori, pentru că am trecut de la un tip de societate la un alt tip de societate. Mai mult decât atât, ne îndreptăm spre un alt tip de societate în care digitalizarea joacă un rol foarte important și competiția va apărea acum între inteligența naturală și inteligența artificială, care este o competiție extraordinară și pe care trebuie să o înțelegem foarte bine. Până unde creativitatea umană se poate întinde și cât de mult inteligența artificială va domina, să spunem, inteligența naturală. Și atunci această nevoie trebuie recunoscută. La asta m-am referit. Avem nevoie de așa ceva. Nu le putem ignora. Dar, în continuare, ele se ignoră pentru că răspunsurile sunt foarte complicate. Și, domnule profesor, ați spus un lucru foarte bine. Ați spus management de supraviețuire. Păi când spunem management de supraviețuire, nu mai putem vorbi de performanță. Noi trebuie să ieșim din zona de supraviețuire ca să putem intra în zona de competiție și în zona de performanță. Când ești în supraviețuire, te gândești ce trebuie să faci ca să trăiești. Dar nu poți mai fi competitiv. Din nefericire, 30 de ani am rămas în această zonă a managementului de supraviețuire. Și probabil că dacă nu vom înțelege acest lucru, să vedem acum cu aceste noi idei de investiții, sigur că trebuie să făcute investiții, însă din nefericire, investiția cea mai importantă în educație timp de 30 de ani nu s-a făcut. Iar educația a fost sistemul căruia i s-au dat cei mai puțini bani în comparație cu cerințele de care noi aveam nevoie. Și pentru că dumneavoastră ați mai adus în discuție o serie de exemple, îmi permit și eu să spun că imediat după cel de-al doilea război mondial, cele mai importante investiții în Coreea de Sud s-au făcut nu în industrie, ci s-au făcut în educație. Iar ceea ce se întâmplă acum cu această explozie extraordinară economică a Coreei de Sud se explică prin faptul că investițiile au fost făcute exact în domeniul în care era nevoie. Vorbeați de Finlanda, e același lucru. Când eram la minister și eram întrebat de jurnaliști, dar de ce vreți atât de mult să reformați, să schimbați și așa mai departe? De ce țineți atât de mult la educație? Și am spus, cercul vicios în care ne aflăm, cercul acesta al dezvoltării, nu poate fi spart decât
prin sistemul educațional. Aici trebuie să se insereze investițiile cele mai importante în oameni, în sistemul educațional ca atare, într-o legislație care să permite folosirea resurselor financiare și umane cât mai bine și după aceea se vor vedea și efectele. Altfel, nu. Din nefericire, aceeași chestiune, neavând orizont, neavând viitor, prin faptul că efectele în sistemul educațional se văd mai târziu, politicienii, practic, au refuzat să investească în educație pentru că i-au vrut rezultate imediate, rezultate tangibile, rezultate care să îi ajute la culegerea eventuală a voturilor și a altor privilegii. Ei, acum ne aflăm în punctul culminant, pentru că este un transfer de concept, de responsabilitate, de orice. Ne întoarcem la inteligența spirituală. Spirituală înseamnă credință. Credința s-a transformat în credit. În încredere la început, pe urmă în credit. Creditul a devenit un credit bancar. Aveai încredere în bănci că-ți fac și că-ți dreg. Mai departe s-a ajuns la finanțe și am ajuns de la Dumnezeu și spiritualitatea am ajuns la zeul bani. Zeul valută, zeul monede de schimb. Noi nu ne dăm seama cât de tare ne-a marcat trecerea aceasta către un alt zeu, care este fals. Nu mâncăm bani. Nu putem mânca bani. N-ar trebui să folosim banii ca să mâncăm, de vreme ce natura ne susține. Dar acum natura nu ne mai susține, pentru că au naturalizeii ei, au are managementul propriu, ea caută să supraviețuiască la zei umani, la zeul ban. Și să nu ne mirăm dacă avem probleme și cu pandemiile, și cu țăcăneala oamenilor, și cu nebunia liderilor politici și toate. Sunt lovituri extrem de puternice. Ce părere aveți, domnul doctor? E o șansă, o oportunitate, nu numai România, ci toate țările lumii să găsesc într-un punct de rupere a echilibrului. Putem curge în orice direcție, foarte proastă sau foarte bună, depinde în ce parte construim șanse să apară un gradient descendent de evoluție care adună toți vectorii, toate forțele din societate sau, mă rog, cele mai importante, o masă critică de schimbare. Este vorba de responsabilitate. Vedeți, la începutul discuției am făcut referințe la pozițiile de conducere. Cu cât responsabilitatea e mai mare, proiecția dezastrului sau beneficiului schimbă proporția. Una este dacă trântești o tricicletă și alta este dacă trântești un jumbo, un Boeing 707 sau mai mare. Este important să înțelegem că responsabilitatea pe scară socială al ierarhiei sociale reprezintă un factor care nu poate să nu fie luat în considerație în momentul în care îți desemnezi liderii care să te ducă printr-o perioadă de mare turbulență. Deci traversăm o zonă periculoasă de turbulență și acum trebuie să ținem mijlocul curentului pentru a nu ieși pe la mal sau nu a ne lovi de obstacole din afara scenariului navigabil. Este foarte important să înțelegem că responsabilitatea o poartă toți, dar mai mare responsabilitate este a celui care are timon în mână. Cred că atenția cu care privim deciziile factorilor din capul structurilor critice trebuie să ne dea și nouă ceilor care suntem simpli alegători, că avem un rol extrem de important de a ne aduce toată priceperea, toată participarea, toată judecata, atât cât putem. I do my best. Fiecare își face... Este măsura performanței noastre. Starea României de astăzi este suma vectorială a performanțelor individuale. Cred
că la ora actuală avem în realitatea românească niște demonstrații că anumite orașe, anumite municipalități, anumite regiuni, anumite comunități au dat dovadă că și-au găsit înțelegerea nevoilor și intereselor. Uitați-vă cum a plecat Clujul, cum a plecat Timișoara, cum a plecat Oradea, cum pleacă Brașovul. Deci sunt comunități unde diferențele de culoare politică, că nu mai vorbesc diferențe de doctrină, că asta nu mai există, au început să înțeleagă că interesul colectivității respective, comunității respective, este mai presus decât interesul de partid sau de grup. Merge bine comunitatea, ne e bine tuturor. Nu merge bine comunitatea, scârțim cu toții. Competiția care nu ține seama de realitate, de toți factorii realității, este o competiție sortită pe iri. Înainte am făcut industrie unde ne-a dat Dumnezeu, am pus degetul pe hartă și s-a făcut o industrie, deși nu avea materii prime, nu avea forță de muncă și am rezolvat-o ajungând într-un punct de faliment în care aceste industrie au funcționat pe stoc și ne-am terminat cu minunatul exemplu de industrie socialistă fără să aibă niciun fel de sustenabilitate. Cred că gândirea pe termen lung este un element de zi cu zi, de secundă cu secundă. E o proporție a gândirii și a judecății realității de astăzi și de mâine. Deci noi trebuie să ne concentrăm atenția de acum pe managementul schimbării. Managementul ieșit din crize. Pentru că sunt foarte multe direcții, sunt foarte multe trepte. Eu de complexitate extraordinară, eu modelez acum în această direcție. Sunt multe sute de proiecte scris în Word. Materialul în care le consemnează toate astea are aproape 300 de pagini care duc numai la vârfurile de modelare a nevoilor de management de schimbare. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare. A fost o încântare pentru mine. O să ne întâlnim des de acum încolo. Pentru că vă invit la această direcție de management a schimbării. A ieșit din crize. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa și în mod cert, în funcție de invitațiile dumneavoastră viitoare, va face o deosebită plăcere să discutăm despre managementul schimbării. Aș vrea să vă spun că sunt cel care am introdus pentru prima dată un curs universitar de managementul schimbării pentru studenții noștri, pentru că au nevoie de așa ceva, iar când l-am introdus, au fost oameni care s-au opus, au spus că nu avem nevoie de așa ceva, că totul este cunoscut. Și cu multe dificultăți l-am introdus și iată că acum managementul schimbării și al crizelor își găsește într-adevăr și argumentația necesară și faptul că avem nevoie de a înțelege schimbarea pentru a putea crea un management adevărat schimbării. Așa că temele dumneavoastră sunt într-adevăr de mare interes pentru noi toți. Mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim!